regional de muzică și dans pentru copii, pentru că așa am vorbit proiectul. Suntem la cea de-a 8-a ediție a festivalului concurs de dans Euro Dance împreună. Haideți să vedem la ce concurs ne aflăm. Euro. Bine ați venit, mă bucur să văd că sunteți în număr atât de mare, așa cum a fost și la celelalte ediții. Văd în sală oameni care au fost alături de noi de la prima ediție și ne bucură acest lucru pentru că am reușit să construim acest proiect împreună cu dumneavoastră, împreună cu copiii care au pus pasiune în dans și alături de coordonatorii lor. Avem oameni minunați alături de noi astăzi la cea de-a 2-a ediție a Festivalului Interregional de Dans pentru Copii Euro Dance. A 8-a ediție. De 8 ani facem acest proiect frumos alături de o echipă frumoasă, de oameni frumoși și iată că pasiunea ne-a dus mai departe și să ne întâlnim și la a 9-a și la a 10-a ediție cu oameni la fel de pasionați de dans și cu copii la fel de talentați. Doamnelor și domnilor, astăzi vă mărturisesc, nu sunt singur, am în spate acolo doi invitați speciali pe care aș vrea să-i aplaudați, două tinere talente în ale prezentării pe scena Festivalului Eurodance. Haideți să aplaudăm pe Ramona și pe Andrei, desigur, visul meu. Bine ați venit, dragilor! Cum sunteți? Foarte bine, bine v-am regăsit! Andrei, tu, văd că ai rămas pe microfon. Suntem onorați să prezentăm acest festival minunat. Cred că toată lumea este pregătită. Mai cu vlagă, știm că e dimineață încă, dar toată lumea este pregătită. Asta este spiritul Eurodance. Haideți să vedem, dragilor, cine se află la pupitrul juriului. Anul acesta, juriul nostru este format din profesor Valentina Oprea, vă rugăm aplauze, Diana Radu, Corvin Constantinescu, Cornel Tătaru, iar președintele juriului, profesor Nicolau Dumitru Dan, director al Liceului Teoretic Traian Lalescu. Menționăm fără drept de vot. Ca în fiecare an, festivalul nostru este organizat de Liceul Teoretic Traian Lalescu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria și Consiliul Local Brănești, Asociația de Părinți Traian Lalescu și Casa Corpului Didac. Să nu uităm că astăzi alături de noi se află domnul Marius Ionescu, reprezentantul Euro Education Federation. Bine ați venit alături de noi de multă vreme, mulțumim pentru prezență, partenerii media și la această ediție, jurnalul de Ilfov. Avem aceiași parteneri, avem aceeași echipă care face toate lucrurile acestea minunate. Mulțumim pentru lumina. Sunteți minunați în lumina respectarelor, dragilor. În spate avem prima echipă care se pregătește să spargă piața celei de-a 8-a ediții a Festivalului Concurs de Dans pentru Copii Euro Dance. Înainte de a începe, am să vă rog pe voi, cei mici, cei care veți urca pe scenă, să lăsați toate emoțiile acolo în culise și să dați tot ceea ce este mai bun aici pe scenă. Haideți să vedem cu ce categorie începem cea de-a 8-a ediție. Și cine sparge piața? Începem cu categoria dans modern, 6-10 ani. Prima formație, prima trupă de dans cu forțe proaspete. Sunteți pregătiți în culise acolo, dragilor? Nu vă auzim. Tare, tare! Ăsta este spiritul. Ei vin de la școala gimnazială numărul 1, 1 decembrie. Sunt coordonați de Mihai Iuliana. Au un colaj de dans modern și se numesc Active Dance.
Te aplaudăm și să le urăm succes!